Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu! Tu, grăsuța, ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? După cum vedeți, sunt îmbrăcată la fel, machiată, bineînțeles că la fel, m-am machiat special ca să fac acest video. Bine, nu ca să fac video numai ăsta, mai fac și altele după, dar, sincer să fi, trebuie măcar să-mi schimb cercei, dar am apăsat direct pe cameră, nu mi-am dat seama și după aia am zis că, hai să continui. Voi ce faceți, grăsuții mei? Sper că faceți bine. Astăzi avem un haul de la Rose Gal și este acel haul la care v-am pus să alegeți voi câteva produse. Dar înainte să vă arăt produsele pe care le-ați ales voi, vreau să vă arăt produsele pe care le-am ales eu. Bine, sunt două produse vestimentare și de asta sunt cam mari aici și vreau să scap de ele. Eu de obicei când îmi iau un produs, o haină sau ceva de genul ăsta, îmi iau cu cel puțin două mărimi mai mari, ca să fiu sigură că îmi vine, că dacă mi-e mică, na, nu pot purta, dacă e mai mare și tău leacă mai lărguță, se poate ajusta. Dar sincer, frate, nu știu ce comandă am făcut, nu știu cum de-am făcut comanda la asta, n-am citit bine. Deși zice că este mărimea 22, adică este mărimea... În România este 54, care eu port 52-54, pentru că sunt mare, dar nu mi-am dat seama că ăsta e ca un sac, adică exact ca un sac, e un fel de hanorac, deci are glugă, e un fel de hanorac, n-are, aici are scamă, n-are, cum se zice, n-are buzunare, n-are absolut nimica, e, dar nici hanorac nu e, e ca un poncho. Deci arată așa. Și nu e deschis. E închis. Deci arată așa. Așa arată. Unde purtă chestia asta? Ce-i cu sacul ăsta? Eu că sunt mare. Deci mă ajunge de jur împrejur. Eu că sunt mare. Pe una care e slabă, cred că o să numească, cum e, sultana, ah, stați că m-am izdaia electrice, ah, m-am electrocutat. Ok, da, e foarte mare, dar e făinuță, adică nu știu cu ce am suport, dacă am suport vreodată, vom vedea. După, eu când am făcut comanda asta, cred că mai era frig, că altfel nu-mi explic motivul pentru care mi-am luat o bluză de iarnă, dar, de fapt, îmi explic. Mi-a plăcut acești pupici. Este o, cum se cheamă, o bluză de lână. Nu e lână, sigur. E o flanea. O flanea cu pupici. Și îmi plac la nebunie pupici ăștia mult, mult, mult. Și îmi stă și bine, nu? Ia uite. Ia uite. Ia uite ce frumos îmi stă. Și blondă, culoarea asta mă prinde perfect. Și da, super încântată de bluzița asta, de abia aștept să o port. Bineînțeles că voi veți avea linkurile de desubt la tot ce vă arăt acum. După, singura poșetă pe care mi-am comandat-o a fost aceasta. Este un rucsac, de fapt nu este o poșetă, este un rucsac. Și are cusăturile astea pe aici, pare foarte drăguț. Mi-au plăcut culorile și da, am zis că da și nu. Are două buzunare, ciudate, rău, nu așa. Deci are un buzunar aici, unul aici, deci unul pe laterale și mai are unul aici la spate. Ăsta de la spate, de fapt, e buzunarul principal, e buzunarul mare unde poți să pui tu de tătii. Și vrei tu să care aici și aia găsești. Și eu, bineînțeles, că am pus produsele care au venit ca să stea aici toate grămadă. Și acum trebuie să le scot ca să pot să vă arăt ce anume am pus, nu? Adică ce am comandat, ce v-a ajuns și vouă, pentru că știu că și voi sunteți tare curioși și voi și eu, să știți. Și eu sunt tare curioasă cum arată un anumit produs. Astea nu le mai scot, că sunt toate la fel.
să pun astea înapoi, de fapt. Ok. Punem geanta jos. Primul lucru, mi-am luat încă o chestie de aia de pus pensoanele. Știți că v-am pus și vouă una zilele trecute la cutie, unde îți bagi pensoanele la uscat. După, mi-am mai luat un keychain de ăsta, un breloc pentru geantă. Și data viitoare am să vă iau și vouă pe roz, cred că am să vă iau. Eu am pe roz, am pe alb și nu aveam pe albastru, așa că mi-am comandat una și pe albastru. Și data viitoare vă iau și vouă pe roz, că sunt tare drăguțe chestiile astea. Deci tare drăguțe sunt. Și ca breloc pentru cheie și pentru pus la geantă, eu le folosesc la geantă. Cam toate gențile pe care le am eu are chestia aia. După am luat niște squishy. Las că acum le desfac și eu pentru prima oară. Deci sunt ca un fel de plastic. Squishy. Știți ce sunt, nu? Asta e panda. Și v-am luat și vouă unul. Să pun la cutia grăsuților. E la fel, e panda. Și na, e ce un antistres. Când ești stresat, te apuci și dai la squishy ăsta, dar e foarte așa. Nu știu cum să vă explic. Nu băgați în gură, adică nu e de băgat în gură, dar e foarte, te calmează așa când te joci cu el. Așa că v-am luat și vouă. Știți ce miroase? Nu știu cum să vă explic. Mirosul ăla de nou, de cauciuc nou, de naftalină, ceva de genul ăsta combinat, dar mie îmi place cum miroase naftalina. Poate mă droghez. Da, îmi place cum miroase. O să vedeți și voi. Mi-am mai luat câțiva bureței pentru că eu chiar m-am înțeles foarte bine cu ăștia de la ei. Cred că și azi tot, nu? Nu mai știu dacă am folosit la fel unul de ăsta negru, dar îmi plac la nebunie și am să mai comand de ăștia pentru că chiar sunt bunicei. Acum ce am descoperit, ce se întinde foarte bine fondul de ten pe față cu asta. Uite, vedeți că este doar murdară. Deci foarte, foarte, foarte bine se întinde fondul de ten. O adă. Eu acum nici nu mi-am mai pus pudră. Eu m-am dat numai cu fond de ten și doar un strat, adică n-am insistat să mă dau cu 20.000 de straturi. De obicei la bureți trebuie fond de ten mult și să dau și după aia mai vin cu un strat. La ăsta m-am dat o singură dată și pur și simplu pac, pac, pac și gata. Deci ador, am folosit pensonul ăsta și am impresia că ăsta, stai să văd, nu ăsta l-am tot, și ăsta. Deci ăsta și ăsta. Le-am folosit, vedeți că sunt amândouă murdare de fond de ten și le ador, le ador cum întinde fondul de ten. Chiar surprinzător de bine. Acum a venit ceasul pe care l-ați comandat. Eu mi-am comandat ăsta, vi l-am comandat și vouă, deci mi-am comandat și eu unul, v-am comandat și vouă unul. Dar ăsta a fost cel de $18, am impresia. Și după am văzut că mai este unul care costă 50 și ceva de dolari și l-am comandat și pe ăla să văd care e treaba. Aveți, vine cu un încărcător, cred că este, pentru ceas. Ia să vedem cum arată. Să vedem dacă e... Și nu știu cât de bun este, sinceră să fiu. Nu știu ce trebuie să faci ca să-l deschizi. Uite, faza e că am băgat butonul ăsta. L-am băgat de tot înăuntru. Butonul ăsta, de fapt, se scoate. Ia să-ți leacă. Stai că prind și eu urechile acum cu voi. A, aici e pentru încărcător, frate. Deci asta e ca să se încarce. Nu? Două secunde. O rezolvăm noi. Ia să punem noi una de asta.
Eu am băgat ăsta pentru că l-am văzut o leacă scos, am crezut că se deschide sau ceva, dar de fapt aici se ascunde, vedeți, unde să-ți încarci telefonul și după îl pui pur și simplu leacă înapoi. Pe faza cum se deschide, ce trebuie să fac? Ia să ține o leacă apăsat pe butonul ăsta care e aici. Sau trebuie să-l încarc direct? Da. Am să-l pun puțin la încărcat, că poate e descărcat. Să vedem dacă merge sau dacă am dat bani degeaba pe el. Bine că nu am dat noi bani, dar știți ce vreau să zic, nu? Ok, îl vom lăsa puțin la încărcat. Să vedem dacă își schimbă. Schimbă fața, nu schimbă fața. Nu știu, la fel e și a voastră. Cum facem noi acum? Cum îmi dai eu seama dacă aceste telefoane funcționează? Telefoane, ceasuri funcționează și nu sunt doar așa de umplutură. Ia să vedem dacă asta scrie numai în chineză sau scrie și în engleză. Uitați că am văzut ceva în engleză. Ok. Method power on when the phone in clock mode. Please click middle screen set. Safety. Power button long. Press to power. Short press to awake dark screen back to me. So, zice că trebuie să apăs. A, uite că mi-arată că se încarcă. Păi de descărcat. O să vă arăt eu, poate la sfârșitul videoului, după ce termin cu asta, o să te pun aici în fața mea. O să ne uităm să vedem dacă s-a încărcat și care e treaba. Până atunci îl lăsăm să se încarce puțin. Da, deci ceasul ăsta merge la cutia grăsuților. Este un ceas smart, adică ce face el? Că nu știu nici eu. Voi l-ați ales. Sper că ați citit atunci când vi l-ați comandat. Ce anume face și ce nu face. După. Ok. Mi-am luat câteva chestii. Am luat și pentru ai mei acasă. Și nu aveam nevoie de mai mult de două mi-ajung. Sunt un fel de fruturași, dar sunt foarte practici. Să iei farfuriile fierbinți. Adică gen când pui la cuptorul cu microunde și cât tot timpul trebuie să folosești un prosop sau ceva și eu tot timpul mă ard la mână și sunt văd că sunt metalice, cred că poți să le pui de frigider sau ceva. Și da, pui farfuria, nu am o farfurie. Hai să zicem că asta e farfuria, o prinzi de aici și te duci și o pui pe masă și ca să nu te prlești la degete. Și sunt foarte convenabile și sunt și mititele. Am luat și lucumnata mea două și mi-am luat și eu două. Dar am să mai iau, dacă vreți și voi, spuneți-mi și am să vă iau și vouă pentru cutia grăsuților. Da, sunt foarte drăguțe. După m-am luat o pereche de chelari. Și ochelari mi-am luat. De nu zici că a nebunit grăsuța. V-am zis că eu vreau să încerc toate perechile nebune de ochelari. Asta am să și fac. Faze că cam depărtat aici la nas. Cum facem noi? Ia uite, mă. Zici că sunt de aia din anii 70. Ia să mai strâng o leacă, poate strig de tot. Zici că sunt de aia din anii 1970. Yeah, peace. Și am fumat ceva. Dar chiar sunt... Bine că vă dați seama că văd tot un roșu, un roz. Nu
să chiar așa de nașpa. Nici așa de bine, dar parcă nici așa de nașpa. Așa, știi cum e? Să potrivești ceva cu stil, cred că o să meargă. Nu știu unde am să-i port, dar, uleu, ce mă dur ochii. Deci vedeam tot un roz. Vă dați seama că ăștia sunt roșii, roz. Și când îi scoți și vezi, pșș. Dar sunt foarte drăguți. Deci chiar sunt foarte, foarte drăguți. Și materialul e foarte fain făcut. Adică nu-i de la ieftinială. Și da. Îmi plac. Nu-mi plac la fel de mult ca ăia mici care i-am cumpărat. Ăia îmi plac la nebunie. Chiar i-am purtat într-o zi și barista de la Starbucks a zis că îmi plac ochelarii tăi. Și era, mulțumesc frumos. Da, după au venit broșele pe care voi le-ați comandat, una mie, una ție, pentru că mi-a plăcut și mie broșa, care a căzut jos, așa că am să o desfac pe a voastră și am să fiu atentă să nu o scap, ca să vă arăt. Este acea broșă în formă de fulg de nea, foarte drăguță, tai acolo ca să nu pici. E făcută cu toată cu pietrișele, cu alea, e foarte, foarte, foarte interesantică. Nu mai știu cine a ales broșa. Deci da, asta se duce în cutia grăsuților, împreună cu squeaky ăla, cu, ce era ăla? Ursulețul panda, antistres. După avem două chestii, nu sunt două, de ce nu e două? E numai una? Da, am impresia că e una numai pentru voi. Că eu am impresia că nu... Da, e un cioc... Nu e cioker. E un cioker? Nu-mi dau seama. Dacă e un cioker sau dacă este pentru cap. Chiar nu mai țin minte unde... Dar ori și cum, ori e pentru cap, ori e choker, mie oricum nu-mi vine, așa că am comandat doar unul, văd că este aici, asta înseamnă că știam eu ce știam. Deci se duce în cutia grăsuților, este din dantelă, din figuri. Și acum, văd că sunt două la fel. Și astea sunt și astea ciocăre, cred. S-au depus pe cap. Iară intru. No, uite, asta e depus pe cap, da? Uite, vezi, asta, da? Ăla era ciocăr și ăsta e depus pe cap. Stai leacă. E, înțelegeți voi, se pune așa pe cap. Și aveți și voi unul. Bine că, având capul mai mic la voi, o să vadă mai frumos. Deocamdată lăsăm așa. Știu că arăt ridicol cu toate celea, dar îl lăsăm deocamdată așa. Trebuie măcar să fac și styling. Aveți și voi unul pentru cutia grăsuților. După, știți voi că cineva a comandat setul ăsta? L-am comandat și eu pentru mine. Îl am și eu, îl aveți și voi și l-are și... Mătușa mea, cred. Nu mai scot de aici. Este setul cel verde cu cercei și cu lănțișor. Flori, tu l-ai ales la bijuterii? Nu știu ce am impresia că parcă tu l-ai ales. După v-am cumpărat... Stai să văd unde e al doilea. Știți cercei ăia în formă de steluță, care vine câte unul? Hai, am cumpărat doi ca să aveți set. Așa că și ăștia merg la cutia grăsuților. Știți că mi-am luat și eu unul săptămâna trecută și după aia v-am zis că trebuie să vină și pentru voi. La fel, ăștia merg la cutia grăsuților. După, nu știu cine au ales cercei ăștia, dar mi-am luat și eu o pereche și v-am luat și vouă o pereche. Bine că voi le-ați ales pentru cutia grăsuților și mie mi s-au părut foarte drăguți și am zis că ia să-mi iau și eu. Că
pare frumușei. Și cerceluși arată așa. Dar merge bine la bluza asta care o am eu. Deci arată așa. Sunt foarte, foarte drăguți. Și aveți și voi o pereche. Am și eu o pereche. Asta e a voastră. Așa că se vede. E sâjilată. Uite că se vede aici o leacă verde. Și țineți voi minte că zilele trecute v-am zis de brățara în formă de inimioară. Că v-am comandat și vouă una, iar pe aia am dat-o cumnata mea. Pentru că ați ales și voi și vă comandasem și eu una. Dar pentru că au venit trei, una merge la cumnata mea, una mie și una vouă. Da, ia să vedem acum la sfârșit câte produse avem fiecare. Deci am și eu o broșă, aveți și voi o broșă. Pereche de cercei, aveți și voi cercei. Un ceas, aveți și voi ceasul. O brățară, cercei în formă de stea, setul, aia de pus pe cap, aia de pus pe gât, broșa, cercei ăia în formă de stea și broșa în formă de stea, squeaky quicky și ce mai? Ia să vedem câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aveți voi și eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și lucumnată mea 1, 9, 10. Tot cu asta. E 9 eu pentru că una e lucumnată mea. Deci 9 eu, 1 lucumnată și 10 voi. Frumos așa? E frumos, nu? Da, e frumos așa. Și sper că o să vă bucurați de produse cine o să câștige. Din păcate, luna martie nu o să fie cutia grăsuților pentru că nu ați lăsat să meargă toate publicitatea, adică toată publicitatea, iar luna asta eu nu am să fiu plătită. Și știți foarte bine că eu când sunt plătită, o parte din banii respectivi plătesc transportul la produse. Așa că luna martie nu o să fie nimeni ales pentru cutia grăsuților, dar în schimb am făcut concursul cu trusa, aia am să o trimit și cu cele două perechi de cercei, alea le trimit, dar din păcate nu am să trimit nicio cutiuță pentru că nu-mi permit, adică nu-mi permit transportul cum ar veni. Așa că vă rog din suflet, bine că mi-aș permite, dar eu vreau să trimit din banii de la YouTube. Și dacă eu nu sunt plătită de la YouTube, nu pot să vă trimit acolo. Astea ați văzut că doar nu le cumpăr, le primesc și le aleg pentru voi, le alegeți și voi și vi le dăruiesc cu mare drag. Dar la YouTube trebuie să lăsați publicitatea, că dacă nu-mi lăsați publicitatea, eu nu primesc banii respectiv. Și ați văzut că nu sunt mulți, sunt 100 de dolari. Adică cu 100 de dolari nu faci nimica. Aproape jumate se duc pe cutia grăsuților, dacă nu chiar mai mult. Așa că, vă rog, vreți cutie, vreți cadouri cum ar veni, lăsați să meargă publicitatea, nu-i mai dați skip. Dați skip la publicitate, nu să fie cutiuță. Ok, ăsta a fost video de astăzi. Stați leacă să vedem ceasul, nu? Ia să văd dacă s-a încărcat o leacă. Haide, mă. Vada ce greu ies. Ia să ținem noi lung, a zis, da? Să ținem mai mult timp ca să se... S-a deschis. Settings. Back. Menu. Să sun pe bunica Isabela. No. Și atât. Settings back. Ia să vedem. To watch. Back. Option. Phone settings. Memory status. Ok. Nu știu exact cum e cu ăsta. Mai e altceva aici? Oh, da, uite că mai sunt.
Ai și pentru muzică, ai pentru mai multe chestii. Și microfon not connected. Connected to ce? Ce vrei, mă? Please insert memory card. Oh, avem nevoie de card? Și nu putem face nimic fără card? Și cum mă duc eu înapoi acum? Ah. Da, va trebui să mă joc puțin cu el. Să văd care și cum e treaba, dar n-arată rău. Și chiar doar pentru a arăta ceasul, cred că e destul de drăguț. Stați-o leacă să văd cum e treaba aici, cum se închide. Că se închide așa mai ciudat. Deci nu că... Trebuie să fiți foarte atent, pentru că sistemul ăsta de închidere e ciudățel rău și să nu îl pierdeți. Adică uitați cum se închide. Deci, vedeți? În loc să pui chestia asta peste, se bagă de desubt. Da, ciudățel. Așa că va trebui să fiți atente și atenți la ceas tot timpul. Și se deschide, te uiți câte ceasul, pui înapoi. Interesanțel, am și eu cică fake-uri de alea de la Apple. Bă, asta este asta. Așa că da. Asta a fost video de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și nu uitați, grăsuții mei, nu băgați în seamă lumea rea și alege să fii fericit tot timpul, fă numai ce îți place ție și fii înconjurată doar de persoane care îți vor binele și nu cei care te fac glume pe seama ta. Hai că am glumit, graso. Nu, n-ai glumit. Da. Sper să aveți o zi cât mai frumoasă și dacă nu ești deja abonat, te rog să o faci și vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ne vedem data viitoare. Pa!